Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim în continuare prin lumea scepticismului sau, mai bine zis, prin lumea rațiunii, prin lumea celor care, așa cum spun de fiecare dată, au nevoie de dovezi atunci când este să judece o afirmație sau alta. Adevărul e că o tot spun și mi-e teamă că mă repet prea des, dar prea des se întâmplă ca partea irațională să iasă cumva așa prea mult în evidență. Vedem adesea la televizor tot felul de emisiuni în care se susțin tot felul de năzbâtii fără ca cineva să pară deranjat de asta. Dar se mai întâmplă niște lucruri. E un subiect pe care l-am mai abordat și cu alte ocazii. Dar ieșind eu de la metro, așa, în gândurat, oarecum, mă gândeam eu cum să realizez următoarele emisiuni, cum să înscriu viitoarele articole, m-a oprit un tânăr și mi-a mânat un fluturaș. Acesta este fluturașul. No, no, no! Scria pe fluturaș. Promoție! Deci suntem la promoție. Testarea sănătății cu dispozitivul bio-wellness. Ma! dați seama? Un dispozitiv cu care îți testezi sănătatea. Pachetul bio-wellness include, scrie pe fluturași, scanarea organismului cu aparatul de biorezonanță bio-wellness. Iarăși ne întâlnim cu biorezonanță. Am intrat adesea și am realizat mai multe emisiuni și am intrat adesea în acest subiect cu foarte multe detalii. Am demontat cu argumente serioase această escrocherie care poartă numele de biorezonanță. Va trebui și la această emisiune să facem câțiva pași foarte mici, de altfel. Pentru că sunt convins că biorezonanța va biorezona în România multă vreme de acum înainte. Există și un mic reportaj, să zicem, un scurt citat video, nu l-am aici, la Antena 1, în care o doamnă doctor prezenta acest dispozitiv, spunând, nu acesta despre care vom vorbi astăzi, acesta este cu totul nou, o să vedeți că merge pe culmile științei, pe zonele cele mai înalte ale tehnologiei. Da. După scanare vei primi 60 de pagini despre sănătatea ta. 60 de pagini, nu o cărticică. O mică lucrare științifică, se zice în noi, legată de sănătatea ta, cu descrierea detaliată a parametrilor în format electronic în limba română. Vei primi și două pagini de rezumat, pentru că nu e așa, poate obosești cu cititul. Două pagini de rezumat asupra stării de sănătate printat în limba română. Am ajuns acasă, bineînțeles, prima manevră pe care am făcut-o, internetul. Internetul este bun la tot. Este bun și să te documentezi. Deci am căutat după bio-wellness. Aici pe spate am și adresa unde poți să mergi la promoție și am găsit site-ul uh, promoției, să zicem noi așa. Uh, am imaginea pe calculatorul meu, o vedeți dumneavoastră aici cumva într-un preview, o să o vedeți imediat și pe ecran. Iată. 90 de parametri, 139 de lei. analize de biorezonanță, peste 90 de parametri, recomandare de tratament naturis, deci nu e naturist, e naturis, inclus în preț, programează-te acum. Bun, haideți să revin în cadru. E, vedeți, dumneavoastră, e Bună sugestia aferită ceva mai devreme. Timpul începe să curgă complet aiurea, începe să ia razna, să curgă invers. Vedeați mai devreme cum nisipul din clepsidră, în loc să coboare sub acțiunea gravitației, urcă sub acțiunea pseudoștiinței, desigur. Pe site respectiv am aflat care investigații le poți face. Sunt câteva doar dintre ele. Pachetul de investigații, o să vedeți mai dat dumneavoastră și textul, cu biorezonanță include următoarele sectoare analizate. Cardiovascular și cerebral, funcția gastrointestinală, funcția hepatică, funcția biliare, funcția pancreatică, vedeți ce listă lungă e? Boli osoase, desitate osoasă, minerală, boala osoasă, reumatoidă, glicemie, calități fizice fundamentale, toxine, oligoelemente, prostată, funcția sexuală masculină, pielea, sistemul endocrin, sistemul imunitar, aminoacizi, poate vă lipsește vreunul dintre aminoacizii care stau la baza vieții, aflați dacă e cazul și bineînțeles oarece elemente umane, elemente omenești. Îmi drăzesc eu să zic. Vedeți dumneavoastră este un aparat care ar trebui să fie, cum să spun, în echiparea oricărui cabinet medical. nu Așa așa? Oferă niște informații extrem de prețioase. Există totuși o surpriză aici pe fluturaj despre care vom vorbi ceva mai încolo. Este o mică notă scrisă cu trei mici, 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 parcă scrisă de furnici. Bun. Să vedeți despre ce e vorba. Pentru că nu se explică pe site despre ce e vorba la disclaimer, nu știu de ce disclaimer, dar mă rog. Semnalele electromagnetice emise de corpul uman reprezintă o stare specifică a corpului. Adânc, 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 adânc. Mă o gândire din aceea profundă. O stare specifică a corpului și aceste semnale sunt diferite în funcție de circunstanțele în care corpul uman se află, sănătatea, starea preclinică de boală sau boala manifestă. Dacă putem să determinăm aceste unde electromagnetice specifice, putem să determinăm și statusul vital în care se găsește corpul uman. Asta e de pe site-ul lor. O să vedeți că am mai luat de pe niște site-uri niște informații referitor la același aparat. Pornind de la acest principiu, acest dispozitiv colectează semnalele electromagnetice ale corpului pentru a analiza starea de sănătate în comparație cu datele oferite de computer. Computer e bun la toate. Bagi în el niște date, el le analizează, nu așa, vădă starea dumneavoastră de sănătate. Este și la fel de adevărat dacă în calculator acela bagi până, riși, ca la înșire, să obții oarece cantități de balegă. Dar nu contează avem un dispozitiv care este poartă numele de Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Rezonanță cuantică. Vedeți, se inspiră cumva din rezonanță magnetică nucleară. Remeneu pe care îl putem face cu toții, care într-adevăr este susținut de o întreagă literatură. Există, cum să spun, o subedere de informații științifice legate de acel sistem de imagistică medicală. Este bine cunoscut. Dar aici despre ce e vorba? Despre rezonanță cuantică. E vorba despre cu totul altceva. Analizor magnetic pe baza rezonanței cuantice. Se face o apreciere și de pe site scrie cu majuscule. O apreciere preliminară a tendinței sau potențialului cât și a altor parametrii ai statusului subclinic la nivel de organe. Se poate face detectarea timpurie a dezechilibrelor? Da. Ceea ce este foarte important, nu? că e foarte important să detectezi timpuriu dezechilibrele, ceea ce este foarte important, spuneam, pentru stabilirea din timp a tratamentului. Mare avantajul de a fi un test complet non-invaziv. Nu-ți face niciun rău. De fapt, nici dacă am stat noi doi de vorbă, sau noi, eu cu dumneavoastră de vorbă, și noi așa, contra unui tarif din acesta, 139 de lei, vă spun eu că nu vă face rău deloc. Și vă dau ce de m-am mai spus -o și pe alte ocazii, ce diagnostic doriți? pe ăla dau fără știu 60 de pagini, 60 de pagini vă dau. Da, vreau și eu să treci 9 de lei. E cam același lucru, să știți, nu e nicio diferență. Marea avantajă de a fi un test complet non-invaziv, cum spuneam, este practic, simplu, rapid, economic, ușor de popularizat. Bănuiesc au mâncat o literie, la mine cu copii paste. Popularizat și de interpretat. Bun. Haideți să vedeți cum arată un asemenea dispozitiv. Iată, am intrat pe uh, site-ul producătorilor. Producătorul este o firmă din China, din câte mi-am dat eu seama, care era interesant că avea tot felul de poze pentru explicația, de pildă, pentru aparatul care are soft în limba franceză. Dar uh, acolo scria în japoneză. Uh, oamenii chinezii cu pricina, mă rog, se tău mai prost cu diferite treburi. Deci, iată, o imagine extrem de sugestivă a felului în care a aparatului, să zicem așa. Bine, nu vedeți aparatul aici. Dar vi se sugerează aici cum că el vine până la nivel de aminoacid. Aparatul vine imediat și cu poza. Iată-l cum arată. Ai un bastonaj din acesta din metal care îl țin mână și valijoara asta este conectată nu e așa la un dispozitiv de cap, la un calculator. Haideți să revin în cadru, pentru că am găsit și pe un alt site unde se face, uh, cum să zic eu, cumva e o franciză. Este o firmă românească care oferă franciza prin care poți să-ți uh, analizezi sănătatea. Uitați ce explicație frumoasă și din aceea profundă profund pseudoștiințifică, desigur. Analizări de rezonanță magnetică cuantică, analiza stării de sănătate, principii de funcționare. Corpul uman este un ansamblu de celule care se află în continuă creștere, dezvoltare, diferențiere, regenerare, precum și renoire prin diviziune. 25 de milioane de celule se divid în fiecare secundă în corpul unui adult, iar celulele sanguine se renoiesc constant cu o viteză de 100 de milioane pe minut. În procesul de divizare și renoire, Electronii din materialul nucleului celulei se deplasează și se modifică neîncetat cu mare viteză, emițând continuu unde Electromagnetici. Ma, ați înțeles? E o chestie de-a dreptul profundă. Deci electronii din materialul nucleului celulei și electronii ai lanții nu se deplasează sau... Oricum, exprimarea este complet <gântu -i> lipsită de vreo legătură, măcar vagă, cu realitatea. Dar, dar există niște electroni acolo, nu? Avem de-a face cu niște atomi care se leagă într-o Ei și și emit unde electromagnetice pe ce lungime de undă. Nu ni se spune. Dar ni se spune. Semnalele undelor electromagnetice emise de corpul uman reflectă starea acestuia din acel moment și valori diferite ale undelor electromagnetice în funcție de starea de sănătate sau boală, etc. Ma, stat o oră să mă gândesc ce vreau să spun. N-am reușit să am. Energia undelor electromagnetice, datorate schimbărilor fizice ale și ale hranei, este extrem de slabă, de ordinul nanogaus sau microgaus. Analizorul cu rezonanță cuantică magnetică este un dispozitiv capabil să registreze și să analizeze un astfel de proces. Căpul magnetic și energia extrem de slabe emise de corpul uman sunt recepționate cu ajutorul unui senzor ținut în mână. E, chestia abezișoră la care vă ziceți dumneavoastră mai devreme. După amplificarea și prelucarea acestor semnale de către microprocesorul, ce fel de microprocesor? Incorporat, datele sunt uh, comparate cu valorile standard specifice bolilor, indicatorilor nutriționari și altor indicatori în memoria din memoria aparatului și se primește informația referitoare la valoarea cuantică. Ma, ce? Valoarea cuantică a ce? Ce poate fi pozitivă sau negativă? Valoarea cuantică pozitivă sau negativă. Bine, de obicei în textele astea sunt benefice sau nebenefice sau malefice. Dar nu mai contează. Mărimea valorii cuantice indică și natura și extinderea disfuncțiilor, bolilor și a nivelurilor elementelor sau compușilor legați de nutriție. În final se face evaluarea stării de sănătate și a problemelor majore ale persoanei testate și se emit recomandări standard pentru prevenire și ameliorare profund. Adânc, la dreptul copleșitor. Un limbaj pseudoștiințific, iarăși de manual. ăsta chiar merită, cum să spunem. Da, un exemplu. Valori cuantice a ce? E vorba de valoarea câmpului ăla electromagnetic? Mă rog. Nu, e... mi-ar trebui o oră să arăt chiar toate contradicțiile, care sunt evidente pentru cineva care sub a parcurs, a trecut prin școală altfel decât rața prin apă. Știți cum e? Rața trece, se scutură, apa cade de pe ea, picură. Bun, iată cum arată un asemenea, cum să spun eu, un proces de diagnosticare. Am o poză aici. Dumneavoastră credeți că imaginea aia corespunde cu corpul dumneavoastră? Nu, nu corespunde cu niciunul dintre corpurile dumneavoastră, nici fizice, nici energetice. Este o imagine deja care face parte din softul cu pricina. Vedeți acolo mic punct galben, arată organul care vezi, Doamne, în clipa ai analizat. Iar în dreapta este un. vedeți la cu cadran, este intensitatea câmpului magnetic uman pe care ți-o măsoară. Ce este interesant, deși mai devreme vorbea de nanogaus. aici cum văd etalonarea, că scrie acolo gaus pe ecran, la dumneavoastră nu se vede foarte bine, este între 0 și 100 de gauș. 50 de gauș cam e câmpul magnetic care este cumva prin vecinătatea unui frigider. Dar mă rog, nu contează, ci le chilim noi cu detalii de astea care sunt nesemnificative. Haideți să vedeți un mic filmuleț al producătorului prin care este ilustrată cumva funcționarea aparatului. Acesta este filmulețul, îl vedeți deja în plasma din spatele meu. Deci, analiză cuantică magnetică, profund, domnule. Iată, cum se pornește programelul, bineînțeles, cu niște imagini sugestive, te înregistrezi, îți dai nume, dată și așa mai departe. Aparatul începe, Ei în mână senzorul ăla foarte fin, un, cum să zic eu, un cilindru metalic, nimic altceva, și el vine și testează diferite organe de ale tale măsoară câmpul magnetic uman nu? cu valori care v-am zis este între 0 și 100 de gauși. De acolo aveți și un mic grafic în care nu din general de calculator eu am mai avut și alte ocazii v-am prezentat asemenea lucruri și pe urmă sunt afișate rezultatele în acest caz asistăm la prelucrarea datelor după care apare un fișier de tip PDF, uitați aici analiză a stării sistemului cardiovascular. Mă rog, asta e. Vedeți dumneavoastră așa stau lucrurile în zona aceasta absurdului științei. Vedeți, există și un suport video, există și mai multe site-uri în care ni se eh, dezbat, eh, cum să vă zic eu, problemele și avantajele legate de acest dispozitiv. Mie mi-a plăcut și modul de utilizare de pe site-ul chinezesc din care am luat și filmulețul. Am lăsat în limba engleză instrucțiunile de utilizare. Cum să, uzi, cum să folosești dispozitivul de rezonanță cuantică magnetică? E simplu, ai de făcut uh, următorii pași. În primul rând, instalezi un programel, un software, în calculator. Uh, conectezi toate firele care le ai. Faci toate conexiunile cu calculatorul prin intermediul uh, mufei USB. Și, pe urmă, introduci uh, bastonașul, cum se zice, cilindrul acela de metal. Că îl conectezi cu mașina. Păr deschizi programelul în timpul ăsta ții bastonașul ăla în mână și începe testarea. Timpul de 5 minute durează toată manevra asta, după care îți sunt afișate rezultatele, îți sunt afișați parametrii tăi de sănătate. Nimic mai simplu. 5 minute. 10 minute. Chiar mi s-a arătat și mie un cartonaș cu 5 minute. Mai sunt 5 minute din emisiune. Acest instrument spune în recomandarea producătorului chinez, cum vă spuneam, acest instrument este ideal ca mod de promovare pentru saloanele de frumusețe, pentru cluburile de relaxare, clinici, mergem spre clinici, vedeți, e o legătură salonul de frumusețe, ajunge la clinici, centre de examinare a sănătății persoanelor și așa mai departe. Um, operatorul aparatului, proprietarul sau cel care închiriază, poate să scrie apoi o prescripție bazată pe elementele obținute. E de altfel recomandabil și pentru un familial. Îți iei acasă, îți faci acasă testarea. Nici nu mai dau 139 de lei. Vedeți, dacă îți faci testarea în cadrul promoției, tot 139 de lei te costă, dar primești și bonus o consultanță, specialist, stil de viață și alimentație. Deci primești o recomandare medicală? Nu știu. Ei, Vă spuneam eu că este totuși un clu, este totuși o mică șmecherie pe acelea. Șmecheria constă în faptul că aici este un mic textuleț care este scris în limba română, bineînțeles, dar cu niște litere mici, 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 cum spuneam mai devreme, parcă ar fi scrise de furnici. Și textul acesta spune... Uh, testarea cu aparatul bio -wellness, la, 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 nu reprezintă o investigație clinică. Nu. Deci dacă nu e reprezintă o investigație clinică, îmi dă diagnostice? Păi mai devreme îmi spune că îmi dă și consultații, pot să-mi aleg tratamentul în funcție de asta. E, scrie atât de mic încât chiar nu văd. M-aș către lupa aia, dar ar trebui să mă urc, să mă ridic așa și n-ar da bine în cadru. N-ar da bine în cadru. Ei, și mai spune... Noi nu facem afirmații asupra stării dumneavoastră de sănătate. Nu? Nu? Păi dar nu vine și spune aici că în doar 10 minute aflăm 22 de parametri esențiali ale sistemului cardiovascular și cerebrovascular. Funcția gastrointestinală, hepatică și așa mai departe. Aminoacizi. Păi asta nu spune. Și aici spune. Nu mi le spune? Așa spune că nu reprezintă niciun caz, o, uh, ei nu fac afirmația asupra stării dumneavoastră de sănătate. De fapt asta este o acoperire. Uh, senzația mea este că ei chiar știu că sunt niște șarlatani. Sunt conștienți că uh, sunt colectori. Ai ceea ce numesc eu adesea impozitul pe prostie, pe care unii dintre concetățenii noștri se simt obligat să-l plătească. O să treci nou de lei. Dom'le, hai că vă fac reducere eu. 50 de lei. Veniți la mine și vă diagnosticați. Am și niște bastonași, niște cilindri de metal, am și eu, să știți. Și am și o oarecare rezervă de cabluri, sârme, conectori USB. Și aveți și marele avantaj. Nu o mașină din asta lipsită de suflet. Și veți putea discuta cu mine dar am și un suflet cuantic și pot să rezonez mai bine cu parametrii de funcționare ai celulelor dumneavoastră. Vă aștept să-mi deschid cabinet? Ce părere aveți? Din păcate vedeți dumneavoastră... O să deschid, nu, trebuie să deschid. Să corectez și eu poziția pe prostie, acum senzația mea e că sunt atât de mulți plătitori pentru că știu că prosperă persoanele despre care am vorbit în această emisiune încă parcă îmi și mie să mă apuc să prosper pe această car. dar nu nimic, vom mai discuta despre subiecte asemănătoare când săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, vă dau întâlnire cu mine al dumneavoastră Cristian Roman